Colegi de clasă, o resursă pentru clasa a doua. Andrei, Vlad, Daria și Sorina sunt colegi de clasă și prieteni buni. Le place să se joace împreună și să stea de vorbă. Într-o zi, Andrei le-a povestit celorlalți ceea ce i s-a întâmplat pe drum spre școală. Dintr-o curte a ieșit un câine mare și a început să-l latre. Noroc că stăpânul a reușit să-l țină bine în lesă. Alege cum s-a simțit Andrei în acel moment. Bucuros, trist, furios sau speriat? Corect, speriat. Dar aceasta nu a fost singura lui emoție. Cum crezi că s-a simțit Andrei când stăpânul a reușit să țină câinele în lesă? Corect, bucuros, deoarece câinele nu i-a făcut nimic rău. Apoi, Daria le-a povestit celorlalți că la cursul de dans nimeni nu a vrut să o includă în echipa lor și a câștigat singură locul 2. Alege cum s-a simțit Daria în acel moment. Bucuroasă, tristă, furioasă sau speriată? Corect, tristă. Dar pe lângă această emoție, a mai simțit și furie, frică și bucurie. Poți spune de ce? Asociază corect motivele. Pentru că nu știa dacă se va descurca singură, pentru că a reușit să câștige locul 2, pentru că nu a fost corect ca ea să fie fără echipă. Foarte bine dacă l-ai asociat așa. La rândul său, Vlad a povestit că în vacanța de vară a petrecut 2 săptămâni la bunicii săi. Acolo i-a ajutat la culesul caiselor pentru că bunicii lui nu se putea urca în pom. Cum crezi că s-a simțit Vlad? Bucuros? Trist? Furios sau speriat? Corect. A ajuta pe ceilalți este o bucurie. Dar oare a mai simțit și altceva? Potrivește motivele și emoțiile. Bunicii lui sunt bătrâni și au pierdut puterea de a se urca în pom. Bunicii au nevoie de ajutor la diferite treburi. Andrei are voie să se urce în pom. Foarte bine dacă l-ai asociat așa. La final, Sorina a spus: în unele situații putem avea mai multe emoții. Bucurie, frică, tristețe sau furie. Din diferite motive. Din ceea ce ați povestit, furia, frica și tristețea pot trece mai departe, dar important este să găsim bucuria din fiecare situație și să o împărtășim cu ceilalți.